Este rușine asta. Asta este viața. Asta este viața, asta este fotbalul până la urmă și eu sunt total nemulțumit, sunt tot dezamăgit de ce s-a întâmplat în această seară pe teren. Dar, în acest moment, acum se vor adevăra de caractere. Nu de acest gen. Doar atunci când e bine. Din punctul meu de vedere, voi face tot ceea ce vă depinde de mine să scoatem echipa de ieri, unde tot noi am adus-o. Ne ajung două săptămâni, ne pregătim și... N-a mers? Cu prima repriză a mers. N-a mers că am invitat cu 0-1 la pauză. Dar am început foarte cu jocul de la 0-1. După aceea am dominat, am avut și ocazii. Știam un joc cu celălalt la Bălășani, un joc care se bază în special pe jocul atac, un joc care se retrage din 30 de metri. A fost și un special de atunci și joc pe care e greu să desfaci. Cu atât mai mult cât îți marchează minutul 2. Dar că am făcut pasul în spate, am dominat, am avut și două trebuie de care sunt destul de mari, în orice centură și din sumă așa mea, pentru că am fost acolo în proporție să ne întrece în mijlocul casă. Dar asta e istorie, nu mai contează. Că nu contează ce s-a întâmplat, eu contează ce va ajuta în acolo. Și repet, acum acolo. Dar acum acolo se văd adevărată